Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului pentru partea a doua a seminarului Ce este adevărul? Din nou deschidem la Ioan 18 cu 38 și apoi 3 Ioan versetul 3. 3 Ioan 1 cu 3 dacă vreți, pentru că are un singur capitol. Ioan 18 cu 38, 3 Ioan 1 cu 3. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pilat i-a zis, ce este adevărul? A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin Harul Domnului seminarul acesta despre mari întrebări biblice și din nou astăzi, ce este adevărul? Este o întrebare fundamentală pe care trebuie să-și o adreseze fiecare, și omul educat și cel needucat, și omul mare și cel mic, și bogatul și săracul, și părintele și copilul. Am văzut în prima parte a seminarului nostru că adevărul poate să fie abordat din diferite perspective. Pentru copil, adevăr este ceea ce îi pui în minte, ceea ce îi pui în inimă. Și dacă părintele nu i-a pus în inimă și în minte adevărul copilului, copilul va crește mare și va umbla în strâmbătate, în neadevăr. Apoi, adolescenții, intrând în liceu, intrând în facultate, ori în studii postuniversitare, trăiesc într-o lume în care adevărul este ceva foarte relativ. De exemplu, cam ce ați spune dumneavoastră la următorul articol pe care l-ați citit în ziar, fără să știți cine scrie, despre ce și unde. Dar articolul sună cam în felul următor. La cea mai mare și mai faimoasă universitate din orașul, așa, cel mai mare și mai cunoscut profesor universitar al timpurilor noastre și-a dat demisia din postul său de profesor universitar spunând că într-o universitate în care permisivismul, liberalismul, senzualismul și neadevărul primează peste ceea ce trebuie să învețe un om ca să fie om, el nu poate să predea într-o astfel de universitate, nici nu poate să stea într-un astfel de cadru, nici cu astfel de studenți și nici cu astfel de profesori. Cam ce ați spune după dumneavoastră, în ce oraș s-ar putea întâmpla aceasta și în ce perioadă de timp? Să vă aud, o aproximație. Unde? În Chicago, hă? Los Angeles, România, Moldova. Un articol de felul acesta a apărut în jurul anului 380 după Hristos. Marele profesor universitar era fericitul Augustin, Sfântul Augustin de Hippo. Orașul este Cartagina din nordul Africii. Și observați că și în vremea aceea oamenii, tot ca și noi erau de astăzi, se confruntau cu aceleași probleme și, într-adevăr, Sfântul Augustin și-a dat demisia pentru o vreme din poziție de profesor datorită
liberalismului care era în Universitatea din Cartagina. Ce este adevărul? Tinerii, dacă au parte de profesori liberali, corupți, socialiști, comuniști, sigur că vor da definiții foarte ciudate în legătură cu adevărul. De fapt, noi trăim într-o perioadă așa numită postmodernistă, creștinismul postmodernist, perioadă în care se spune că fiecare este drept în ceea ce face el și trebuiește respectat. Bun. Nu poate fiecare să posede adevărul și fiecare să fie drept în ce face el sau în ce face ea. Nu se poate lucrul acesta. Dar aceasta este societatea în care trăim. Pilat a pus această întrebare. Ce este adevărul? Ti estin aletheia, în greacă. Ti estin aletheia. Și răspunsul este funcție de societatea în care trăiești. Oamenii definesc adevărul prin prisma relativismului sau aproximației în viață pe care o trăiesc. Relativismul este această gândire anti-Dumnezeu, în care, cum spuneam mai înainte, în perioada noastră numită postmodernistă, fiecare încearcă să se îndreptățească și să spună eu posed adevărul. De exemplu, să luăm câteva exemple. Până în anii 1960, dacă vă uitați în dicționare vechi, până în anii 1960, chiar până în 1970-75, dacă citeați, de exemplu, definiția homosexualismului în dicționarele americane, până în această perioadă, homosexualismul, mai ales în manuale de psihiatrie, era considerat o deviere mentală. O boală mentală. Dacă ai spune astăzi așa ceva, știi ce înseamnă? Închisoare. Pentru că lumea este într-un relativism, într-o perioadă de timp în care fiecare definește adevărul funcție de cum îl crede. De exemplu, până în anii 1960, familia era înțeleasă în marea majoritate, poate 90% din societatea americană și Europa de vest, ca și o definiție, o relație între un bărbat și o femeie, relație pe viață. Noua definiție care se încearcă și în anumite țări s-a votat deja, noua definiție despre familie, pentru că trăim într-o lume relativă, cu adevăr relativ, nu adevăr absolut, familie înseamnă la cine te duci de seara acasă. Cu cine mergi la hotel în noaptea aceasta. Familie înseamnă cu ce partener vrei să te însoțești. Nu contează cât, pentru că nu mai este nici așa un legământ pe viață. Și în felul acesta, adevărul pe care noi îl cunoaștem din Scriptură, cu privire la familie, de exemplu, este călcat în picioare. Familia n-a fost niciodată, nu va fi niciodată la cine mergi de seara acasă, familie rămâne ceea ce a definit Dumnezeu, un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie. Am să vă dau două exemple practice despre ce se întâmplă în societatea noastră care crede că are adevărul. Potrivit revistei National Review, din 6 mai 1996, veți găsi pe internet, dacă vă uitați, la paginile 14-16, Curtea Supremă a Californiei, știți că aici în America fiecare stat, pe lângă Curtea Supremă a Statelor Unite, este Curtea Supremă a statului. Curtea Supremă a Californiei a dat o hotărâre judecătorească de-a dreptul scandaloasă. O doamnă, o credincioasă presbiteriană, proprietară de apartamente, a primit în chirie
ceea ce s-a apărut că este o pereche, bărbat și o femeie. Când au completat formularul ca să primească chirie, că avea availabilitate, disponibilitate să se închirieze, ei au scris acolo soț și soție. După câteva luni însă, doamna aceasta, stăpâna, proprietara, patroana, dacă vreți, a aflat că ei trăiau de fapt în concubinaj și nu numai atâta că trăiau în concubinaj. Aproape în fiecare weekend, perechi ca și ei, de același crez moral, se duceau la ei și făceau tot felul de sărbători și de orgii. Pentru acest aspect, această doamnă credincioasă le-a dat o notiță de 30 de zile să părăsească apartamentul. Bărbatul acesta cu femeia aceasta au dat-o în tribunal pe această doamnă pentru violarea drepturilor personale. Și Curtea Supremă a Californiei le-a dat câștig de cauză acestor doi. Uitați ce spune în hotărârea Curții Supreme. Drepturile lor au fost violate, luându-se libertatea de a fi ceea ce sunt, cu caracteristicile lor de viață și astfel discriminându-se împotriva lor. V-am citat din proces. Avocatul celor doi a declarat, citez: noi nu împiedicăm pe proprietara apartamentelor să-și exercite drepturile ei religioase, nu ne amestecăm în aceasta, ci doar am demonstrat că ea nu-și poate aduce convingerile ei bisericești în lumea business-ului. Aceasta este lumea în care trăim. Aceasta este lumea care face adevăr și dreptate în adevăr. Pentru că acești doi, în cazul nostru, au suferit discriminare din partea acestei proprietari. Sau, în alt caz, potrivit articolului și on a license to pray, ea a obținut o licență să se roage. License plate, cum spune în românește, că nu vreau să... număr de mașină. Ea a obținut un număr de mașină cu rugăciune. Potrivit revistei Woman's World, din 31 mai 1991, Departamentul de Mașini și Vehicule, DMV-ul, din statul Oregon, a fost dat în tribunal de o femeie credincioasă. Argumentul ei a fost acesta: de ce nu îi se aprobă ca pe numărul ei de mașină să se scrie I pray, eu mă rog, când același departament a aprobat numere de mașini cu titlu witches, vrăjitoare, sudalme, blestemății, nu vreau să citesc în biserică așa ceva, că nici nu obișnuiesc așa, sau doi și sexy, too sexy, sau too hot for you, prea fierbinte pentru tine. Iar când a cerut I pray, eu mă rog, a fost refuzată și departamentul de înregistrare a mașinilor din Oregon a spus: un astfel de număr vorbește despre Dumnezeu și biserică și statul rămâne ferm pe principiul separării bisericii de stat. Dar celelalte se poate. V-am spus în altă ocazie, mi-am aduc aminte la... eram încă în România pe vremea comunismului, atunci era prostia întruchipată, era Crăciun și... eram în vacanță, eram acasă la Cluj cu soția și a venit fanfara bisericii din strada Carpați din Cluj ca să ne colinde. Și în timp ce cântau, s-au auzit mașinile miliției pentru că cineva a sunat că cântă pocăiții jos. Și au venit tot sus în apartament la noi. Aveam și Biblii pe care tocmai le-am adus din București, le-am dat la fiecare câte o Biblie și acum așteptam să vină să... să ne aresteze pe toți. Dar Dumnezeu ne-a păzit și a umblat miliția pe acolo, pe jos, blestema. Cred că
nu fi știut la care apartament a urcat și n-au venit la noi la apartament. Dar după ce a plecat miliția de acolo, am auzit cântându-se cât îi lua gura. Era o ceată de oameni beți sau semi-beți care cântau și cer scuze că redau ce spuneau, ziceau așa: dă-le, Doamne, la români bolă, cancer în plămâni. Că n-aveau destul și le mai trebuia încă o dată cancer. Pe nimeni n-a deranjat. Pe nimeni n-a deranjat. Dar dacă au cântat laudele lui Dumnezeu, aceasta a fost împotriva adevărului, împotriva a ceea ce societatea crede. Ce este adevărul? Răspunsul absolut la această întrebare, frați și surori, doamnelor și domnilor, este cel biblic. Adevărul este realitatea ultimă însumată în persoana lui Iisus Hristos. El este singurul care a putut să spună pe drept: eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Dar în forma lui teoretică, pentru că noi suntem oameni și vrem să avem și ceva scris, totdeauna ne trebuie un document la bază. În formă teoretică, frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărul este cuvântul Sfintelor Scripturii. Așa cum spuneam și rândul trecut, reamintesc acest pasaj, Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, îl reprezintă pe Dumnezeu. Și aici cred că va trebui să fac o mică paranteză, atât pentru dumneavoastră, ca să vă reîmprospătez memoria, dar mai ales pentru ascultătorii noștri care ne vor urmări la radio sau CD-uri sau televiziune sau pe internet. Dacă faci această afirmație, și ascultați-mă cu atenție, dacă faci această afirmație, cuvântul Domnului este adevărul, cuvântul Sfintelor Scripturii, trebuie să înțelegem ce însemnează lucrul acesta. Pentru că cineva va veni și te va întreba, așa cum a întrebat și pe mine, și poți întrebe pe oricine, dacă această carte, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, cum poate să fie această carte adevărul când, de exemplu, nevasta lui Iov zice: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Cum poate să fie adevăr să scrii istoria imorală a lui David, despre care Dumnezeu spune că este om după inima lui? Imoralitatea nu-i după inima lui Dumnezeu. Cum este adevăr, relatările în care oamenii fac tot felul de fapte murdare, tot felul de crime, tot felul de înșelătorii? Cum este adevărat atunci această afirmație biblică din 2 Timotei 3:16, când spune: toată Scriptura este cum? Însuflată. Adică este respirația lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 1:10-12, spune: profeții din vechime au vorbit lucrurile despre care noi încercăm să vă vorbim, mânați de Duhul Sfânt. Când aceste lucruri le găsim în Scriptură, și ele sunt în Scriptură, inspirația Scripturilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, comportă trei dimensiuni. Aș vrea să notați acest lucru, trei dimensiuni. În primul rând, inspirația Sfintelor Scripturi, fiind adevărul, are dimensiune profetică. Așa vorbește Domnul. Domnul a vorbit, profeții au auzit și au scris. Deci cea mai mare parte din revelația, descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, a gândirii lui Dumnezeu, este dimensiunea profetică, este cuvântul profetic. Al doilea, a doua dimensiune a inspirației divine a Bibliei, chiar dacă avem texte ca acestea, blastă-mă pe Dumnezeu și mor, chiar dacă avem relatări istorice în care cineva a păcătuit cu altcineva, cineva a făcut crimă în altă parte,
Cineva a furat și a fost lovit. Anania și Safira au mințit. Dacă avem asemenea texte și avem, sunt ele adevărul Dumnezeu? Da, sunt. În ce sens? În sensul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a inspirat mintea, inima și pana autorului care a scris cartea respectivă să rețină pentru generațiile care se vor naște după el acel eveniment, pentru ca generațiile care vin să nu facă același lucru. De aceea Biblia este inspirată și când redă fapte din acestea care nu ies din gura lui Dumnezeu. Deci autorul biblic, și avem 40 de autori în toată Scriptura, și Scriptura a fost scrisă în întregime, frații mei, pe o perioadă de 1400 de ani. Deci când Iov și Noe și Moise au scris primele 5 cărți ale lui Moise și apoi Iov, Iov se pare că este cea mai veche scriere biblică, când Iov a scris, de la Iov și până la apostolul Ioan, care este ultimul, anul 100, nu? A murit în 100 după Hristos, au trecut 1400 de ani de la prima carte și până la ultima și 40 de autori diferiți. Ei, autorii aceștia, în această perioadă de timp, aici este frumusețea lucrului lui Dumnezeu, toate lucrurile le potrivesc așa de bine, deși au trecut 1400 de ani. Toate lucrurile merg la loc, de parcă numai o mână invizibilă, o minte invizibilă le-a pus. Și nu parcă, așa este, pentru că Dumnezeu le-a pus împreună toate lucrurile. A fost inspirată mintea lor să rețină. Nu blestema pe Dumnezeu, că mor, dar mor nemântuit. Nu minți ca Anania și Safira, pentru că mor nemântuit. Nu face ca și David, pentru că plătești pentru păcatul acela. David a plătit împătrit, exact cum a spus el, să dea înapoi 4 mielușele, 4 copii a dat David. Și apoi este a treia dimensiune a inspirației Bibliei, de aceea cuvântul Domnului este adevărul. Și cea de-a treia, frați și surori, doamnelor și domnilor, este călăuza Duhului Sfânt pentru rabinii evrei de sub Ezra, Neemia și Zorobabel, pentru că atunci s-a pus în discuție acest aspect. Neemia, Ezra și Zorobabel, după ce s-au întors din Babilon, au zis: cred că ne-am lecuit acum de idolatrie. Cred că nu ne mai trebuie Baali și Astarteie. Cred că nu ne mai trebuie senzualismul Astartei și a lui Bal și toate lucrurile murdare pe care le-am făcut de a trebui să plătim 70 de ani. Și a spus, nu ne mai trebuie, dar sunt atâtea lucruri scrise, la ce ne uităm ca să trăim drept? Și atunci au colectat toate cărțile care erau scrise până în vremea aceea și au stabilit o unitate de măsură, frații mei, care se numește canon. Canonul era mai înainte un băț. Au stabilit o unitate de măsură spirituală. De aceea avem, noi vorbim despre canonul Scripturii, adică inspirația Scripturii. Și Neemia, Ezra și Zorobabel au zis: dacă sunt scrise de Moise, trebuie să le ținem. Dacă sunt scrise de Isaia, dacă sunt scrise de Samuel, dacă sunt scrise de Iov, acestea trebuie să fie pentru noi legea lui Dumnezeu. Și le-au ales 37 de cărți în Vechiul Testament. A venit Noul Testament și Noul Testament a fost pus împreună nu în secolul I, cum credem noi, și Noul Testament a fost pus împreună abia în secolul al III-lea, al IV-lea, deci prin 300 și ceva, 340. Păstorii au zis, prea multe scrieri sunt acum. Unii au început să scrie în numele lui Pavel, au început să scrie alții în numele Mariei Magdalena, alții au început să scrie în numele lui Petru, alții au început să scrie în numele lui Toma și au spus, am mai găsit o carte de-a lui Toma, am mai găsit o carte scrisă de Maria Magdalena. De aceea ați auzit în aceste zile și în acești ani despre scrierile apocrife. Creștinismul a căutat să ascundă adevărul despre descoperirea dumnezească. Nu este drept.
Acestea au fost cărți murdare, când ei au întocmit canonul, deci lege după care să se accepte și să spună Noul Testament va cuprinde următoarele cărți, canonul lor a fost acesta. Dacă vom accepta o carte din care să învățăm și să credem că este inspirată, cartea aceasta trebuie să fi fost scrisă fie de un apostol al Domnului Iisus Hristos, fie de un ucenic al apostolilor. Și de aceea este Luca, este Marcu ucenic al lui Petru, Luca, ucenic al apostolului Pavel și restul sunt scrise, nu, de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este canonul. Așa este inspirată Scriptura. De aceea să n-aibă nimeni îndoială. Biblia este aspectul teoretic al adevărului lui Dumnezeu. Pe Biblie te poți baza, nu vei greși niciodată, vei rămâne în adevăr. Dar haideți să vedem, deci în formă practică, ce este adevărul și cum ne raportăm la adevăr. În primul rând, adevărul, frați și surori, doamnelor și domnilor, este mediul dragostei creștine. Încă o dată, adevărul este mediul dragostei creștine. În 3 Ioan 1:1, auziți ce scrie cuvântul Domnului. Prezbiterul către preiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Cum iubește? În adevăr. Care e mediul în care trebuie să iubești? Adevărul. Nu interesul. Ca unii, acesta e mediul după care iubesc. Interesul. Sunt tineri care se căsătoresc. A văzut fata aceasta, zice, nu e chiar așa de frumoasă, bă, dar are bani. A văzut băiatul acesta, nu e ușă de biserică, dar are nume mare. Și rămâi cu el. Mediul în care dragostea trebuie să se desfășoare este adevărul. Așa numește Biblia. Prezbiterul către preiubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. Ce vrea să spun aceasta? Cel puțin două adevăruri. Primul, că dragostea care se desfășoară în adevăr, deci în acest mediu, are ca marcă absența interesului pentru profit. Absența interesului pentru profit. În societatea contemporană, când cineva zice te iubesc, potrivit gândirii societății, știți ce înseamnă te iubesc? Te doresc. Pentru că asta înseamnă pentru societatea contemporană a iubi. Te vreau. Vreau să profit pe seama ta. Vreau să profit de tine. Vreau să-mi satisfaci dorințele, poftele, interesele. Dragoste în societatea contemporană însemnează dorință de a poseda. Pe când în adevăr, dragoste înseamnă dorință practică de a te sacrifica. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce a făcut cu noi? Ce a făcut? A dat. A sacrificat. Deci, în adevăr, când iubești în adevăr, când trăiești în adevăr, nu cauți profit, ci sacrificiu. Dumnezeu a iubit și Dumnezeu a dat. Pentru că Dumnezeu este adevărul. Uitați-vă la lumea noastră. Politicienii vorbesc de virtute. Însă adevărul despre cei mai mulți dintre ei este că trăiesc vicii. Nu virtuți, vicii. Preoții vorbesc de slujire. În realitate trăiesc profit. Așa cum discutam cu cineva și cu un preot, și nu vreau să ofensez pe nimeni, dar asta e adevărul. Spunea către mine, părinte, cât luați pe o mormântare?
Și am zis, nu luăm nimic, nici luăm mormântare. Încă dacă trebuie, îi ajutăm. Părinte, eu abia aștept să moară câte unul. Un an de zile ce trăiesc pe seama lui. Asta este adevărul. Despre astfel de dragoste. Pentru că nu e în adevăr. Înseamnă profit. Profesorul și educatorii inspiră caracter studenților, dar în realitate mulți, prea mulți, visează și își imaginează cum să profite pe seama lor pentru gratificații personale. Chiar ieri a fost arestat unul dintre profesori universitari, l-au prins în, unde? În Mexic, mi se pare, nu? Seducere de minori. Părinții inspiră integritate în copiii lor, dar mulți părinți care se numesc creștini încearcă și reușesc de multe ori să profite pe seama copiilor, prietenilor lor, a vecinilor lor, să se ducă. Cele mai multe violuri, cele mai multe traume de felul acesta se întâmplă, știți, în familii, între prieteni, între rude. Mediul dragostei creștine este adevărul. Adică dacă avem natura lui Dumnezeu în noi, potrivit 2 Petru 1 cu 4, pe semen îl privim nu să profităm pe seama lui, pe semen îl privim ca pe cineva pe care cu dragoste să putem să-l scoatem din noroi după ce pe noi ne-a scos la rândul nostru Dumnezeu și să-l ducem la Iisus Hristos ca să trăiască în adevăr o viață nouă. Ne sacrificăm, te sacrifici. Căci vrei să nu rămână sub trăirea viciului, să nu rămână sub întuneric, sub influențe spirituale demonice, să nu rămână în moarte. Al doilea aspect, adevărul practic, este absența interesului de manipulare. Apostolul Ioan iubește în Domnul pe Gaiu și spune acest adevăr nu cu intonații firești, nu cu intenții cu două sensuri, nici cu inimă orientată spre manipulare. O dragoste în adevăr nu manipulează. Haideți să ne uităm la câteva aplicații practice. De exemplu, sunt soț, ești soț. Când spui soției te iubesc, de ce îi spui lucrul acesta? Ce te gândești atunci când spui te iubesc? Să-ți facă mâncarea preferată sau vrei să manipulezi? Sau soția când se duce la șor și spune, dragă, te iubesc, ce vrei să câștigi când spui asta? Cum manipulezi? Când copilul vine la tine și zice, tati, tu ești cel mai frumos, tati, îți dă un hug, o îmbrățișare, te strânge în brață, numești tu cu mașina mea astăzi, tată? Și ce zice așa? N-are benzină. Îi trebuie benzină. Ești tânăr. Când spui te iubesc, ce spui prin aceasta? Ce înseamnă în vocabularul tău te iubesc? Ești lucrător creștin. Sunt lucrător creștin. Toți suntem lucrători creștini. Când spui te iubesc, înseamnă manipulare, înseamnă profit? Ce însemnează lucrul acesta? Sau înseamnă dorință sinceră, adevărată, ca lui Iisus Hristos, să ajuți pe cineva? Să îmbărbătezi pe cineva? Să ridici pe cineva, că așa este destul de apăsat, destul de deprimat, destul de căzut? În al doilea rând, adevăr, pe lângă mediul dragostei divine, adevăr înseamnă autoritatea căreia îi rămân loial. Încă o dată, adevăr însemnează autoritatea căreia îi rămân loial. Ia uitați-vă din nou în 3 Ioan 1 cu 3.
a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frate și au mărturisit că ești credincios adevărului. Cui era loial? Cui era credincios? Adevărului. De asemenea, între Ioan 1:2 citim: toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Autoritatea căreia îi rămâi loial. Știți care este adevărul? Adevărul este cel pe care l-a spus Domnul prin Sfântul Apostol Petru, 2 Petru 2:19, căci fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Prin urmare, voi fi loial, vei fi loial, vei fi credincios, vei fi atașat, dacă vrei să folosești alt limbaj, lucrului care îți place. Dacă îți place adevărul, ești atașat de adevăr. Dar dacă îți place să umbli cu strâmbătate, n-ai să te atașezi de adevăr, n-ai să fii loial adevărului. Uitați-vă la câteva lucruri pe care Biblia le spune. Unii sunt loiali minciunii. Dar știm că aceasta e de la diavolul. Ioan 8:41-44. Alții sunt loiali bârfei. Măcar că bârfa este semnul nebuniei omului. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Levitic 19:16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Proverbe 10:18. Cine răspândește bârfeli este un nebun. Romani 1:18-30. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nelegiuiri a oamenilor care au ajuns bârfitori. Oameni. Ați auzit deseori pe oamenii care toate lucrurile le știu din sursă sigură? I-ați auzit? Îi știți, nu? Hai să spun ceva din sursă sigură. Și una două, dacă nu stai în adevăr, una două te-a prins cu sursă sigură. Pentru că alții sunt loiali la oameni de nimic, nu la adevăr. Uitați, pe aceștia îi urăște Dumnezeu. Proverbe 6, de la 12 la 19. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetul. Răutate este din inima lui. Urzește lucruri rele într-una. Are ochi trufași, limbă mincinoasă. Cu mâinile varsă sânge nevinovat. Inima care urzește planuri nelegiuite. Picioare care aleargă repede la rău. Nu repede la biserică, nu repede la rugăciune, nu repede la stăruință. Nu repede la sfat frățesc. Spune minciuni. Stârnește certuri între frați. Dar aceste lucruri le urește Dumnezeu, de aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. Dar sunt oameni care sunt loiali unor astfel de oameni, de nimic îi numește Sfânta Scriptură. Și atunci, care concluzia? Ce trebuie să facem noi? Orice facem, dragostea noastră trebuie să aibă mediul în care se desfășoară adevărul. Să rămânem în adevăr, în dreptate. Loialitatea noastră, credincioșia noastră, atașarea noastră trebuie să fie față de adevăr. Nu față de poveștile imaginare ale bârfitorilor. Cum spuneam și altă dată, vă reamintesc și astăzi la acest seminar special, dacă ai deschis internetul, ceea ce stați pe Facebook, ceea ce stați pe bloguri și pe Twitter, este mai mult minciună. Este trist să spui lucrul acesta. Dar este mult mai trist să vezi lucrători creștini care se cred că sunt cu nume. Nu știu altceva decât să bârfească pe cineva, pe alt lucrător creștin. Frații mei, ascultați bine ce vă spun acum. Filistenii erau dușmanii de moarte ai lui Israel. Saul nu era mai departe de un filistean, primul împărat al lui Israel. Pentru că și-a pierdut și ungerea de împărat
și ungerea de profet. A ajuns până acolo încât să consulte pe cei ce erau posedați de diavolul, chemau duhurile morților, medii spiritiste ca și astăzi. Dar când Saul a murit și Israel a fost înfrânt, o înfrângere umilitoare, vă aduceți aminte cum, ce cântare de jale a făcut David? Vă aduceți aminte? Să nu se audă lucrurile acestea în Gat, cetate filisteană, în Gaza, în Ashdod, în Ecron. Să nu se bucure fetele filistenilor că-și fala lui Israel, luptătorii lui, au căzut pe munții lui, pe dealurile lui. Și lucrători creștini astăzi, care se cred că sunt cu nume, mânjesc toată biserica. Mânjesc pe alți lucrători și toți filistenii se bucură și zice, băi, la voi, la pocăiți, e mereu ca la noi. De ce? Pentru că sunt o ceată de oameni de nimic, numiți lucrători creștini, care, în loc să umble în adevăr, calcă în picioare pe cel care este capul bisericii, pe Iisus Hristos. Trebuie să rămânem loiali adevărului, lui Dumnezeu, cuvântului Său. Poate că pierzi privilegii pe pământești, poate că pierzi prietenia care ai vrea să o ai, poate că pierzi influența în cercul tău pe care ai dori să o ai dacă stai în adevăr. Nu vedeți dumneavoastră că oamenii care rămân în adevăr sunt ocoliți? N-ați observat că sunt, a, zice, ăsta e un fanatic. Cu asta nu te poți spune. Nu știe altceva decât numai Biblie și rugăciuni. Poate că rămâi singur. Aș vrea să te aduc aminte, nu ești singur, ești cu Dumnezeu. Și când ești cu El, ai majoritatea. Ai majoritatea. Poate să fie lumea întreagă în picioare, dar dacă este neadevăr și tu ești cu Domnul, ești de partea majorității. Și zice, pentru că cel mai puternic este Dumnezeu și în urmă, ceea ce va învinge nu este minciuna lumii, nu este ura lumii, în urmă ceea ce va învinge este adevărul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos adevărul. El va avea ultimul cuvânt. Și de ce să n-aibă ultimul cuvânt cu tine alături? Cu mine alături? Timpul este scurt, vremea este aproape ca El să vină a doua oară. Este un adevăr acesta. Iisus va veni a doua oară. Și când vine, vreau să mă găsească în adevăr, în cuvânt, în credincioșie față de El. Vreau să mă găsească nu loial cu toți bârfitorii, cu toți oamenii de nimic și cu toți manipulatorii și înșelătorii. Vreau să mă găsească în tovărășia, în compania oamenilor fără prihană. Sfinții din țară, așa cum zice David, sunt toată bucuria mea, sunt prietenii mei. Ce este adevărul? Adevărul nu este ceea ce spui tu fără Dumnezeu sau eu și fără Scriptură. Adevărul nu este ceea ce crezi tu că te îndreptățește să faci. Adevărul este unul singur. Ca persoană, adevărul este Iisus Hristos. Ca învățătură absolută, teoretică și practică, adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și dacă vrei să te bucuri de adevăr, să rămâi în adevăr, să trăiești în adevăr, stai în Domnul. Stai în adevăr și mai ales pe lângă aceasta, fă-ți prieteni oameni care trăiesc în adevăr și care iubesc adevărul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Amin.